Holde Agri Invest este o companie care a intrat în atenția noastră, a celor care investim la Bursa de Valori București în acest an, companie care s-a listat de curând. Holde Agri Invest este o companie care exploatează terenuri agricole pe care le deține în proprietate sau sub formă de arendă. În anul 2019, la sfârșitul acestui an, compania avea 3.300 de hectare în exploatare, în timp ce la sfârșitul lui 2020 suprafața s-a triplat. Holde Agri are acum în exploatare 9.250 de hectare, dintre care 538 în proprietate și 8.712 hectare în arendă. În 2020, fermele din portofoliul Holde au cultivat în regim convențional grâu, rapiță, floarea sarului, porumb, mazăre, uscată și altele, precum și în regim bio, grâu, floarea sarului și mazăre. În afară de aceste terenuri pe care le deține, Holde are și o capacitate de depozitare de 10.000 de tone în silozul de la Călinești, completată de tehnologia SiloBag, care poate fi utilizată în oricare dintre fermele Holde. Rezultatele financiare pe care le vedeți, cifra de afaceri în creștere semnificativă de la 6,8 milioane lei la 40 și aproape 9 milioane lei și un profit substanțial pentru 2020 de la o pierdere de 4,5 milioane lei în 2019 și un profit de 5,29 milioane lei în 2020. Aceste rezultate au fost obținute în urma exploatării unei suprafețe totale de 7.800 de hectare, dintre care 2.300 în regim bio, în cele trei locații curente pe care, în care sunt deținute terenurile de către Holde Agri, Roșiorii de Vede, Frumușani și Videle. Anul agricol 2019-2020 a generat recolte totale de 24.000 de tone, dintre care 3.400 din culturi bio, iar restul din culturi convenționale. Comparativ cu anul agricol 2018-2019, recoltele au obținut, au înregistrat o creștere de 68%, creștere observată în special la culturile bio. Stocurile deținute de societate reprezintă în special producția în curs pe suprafețele cultivate în toamna anului 2020. Vă voi arăta, am crezut că am pus și slider-ul cu rezultatele financiare detaliate. Deci stocurile deținute de societate reprezintă în special producția în curs pe suprafețele cultivate în toamna anului 2020, respectiv 6,5 milioane lei, și stocurile de produse agricole depozitate în vederea vânzării, 1,2 milioane lei. Creanțele comerciale includ 2 milioane de lei aferente unor livrări de produse agricole efectuate în decembrie 2020 către un singur client. Această creanță a fost încasată la termen, dar după data de 31 decembrie și atunci nu a fost prinsă în datele financiare pe 2020. Datoriile pe termen scurt către furnizori se referă la inputurile aferente anului agricol 2020-2021, respectiv sămânța pe care compania a cumpărat-o pentru a însămânța cele 9.000 de hectare și care au ca termen de plată perioada iulie-octombrie 2021. În plus, mai avem la datorii pe termen scurt și obligațiile pentru arendele datorate și neplătite până la data de 31 decembrie 2020, respectiv 560.000 de lei. Grupul înregistrează datorii purtătoare de dobândă cumulate de 36 de milioane de lei, dintre care 28 de milioane sunt pentru credite bancare, iar 8 milioane de lei pentru leasing-uri financiare, utilajele folosite la însămânțarea și recoltarea terenului, 0,9 lei scontări APIA și numeraj echivalente de numerar de 0,5 milioane lei. Așadar, avem la acest profit de 5,29 milioane lei, un dividend potențial de 12 bani în acest moment, undeva în jur de 6-7%, dacă nu mă înșel, randament la prețul de închidere de astăzi.